dragi telespectatori, și bine ați venit la o nouă ediție a emisiunii Săptămâna Financiară. Pentru că, așa cum știți deja, trăim o perioadă cu un nivel crescut al inflației, care ne poate afecta și eroda serios economiile strânse pe perioade mai lungi de timp. Dar cum nicio problemă nu vine fără o soluție, în această seară voi discuta alături de domnul Andrei Diaconescu, cofondator One United Properties, despre cum ne putem pune la adăpost banii prin intermediul unei achiziții imobiliare smart și totodată să ne bucurăm și de un stil și un standard ridicat de viață. Bună seara, domnule Diaconescu, și bine ați venit în cadrul emisiunii. Bună seara, mulțumesc foarte mult de invitație. Eu vă mulțumesc tare mult că ați acceptat invitația mea. Recent a avut loc prima ediție a evenimentului One Investor Day. Care sunt conceptele promovate în cadrul acestui eveniment, domnule Diaconescu? Practic este o oportunitate ca investitorii noștri, fie că sunt persoane fizice, fie că sunt fonduri, să cunoască persoane cheie din compania noastră, să interacționeze cu ei direct și, evident, noi fiind și o companie antreprenorială, să interacționeze și cu noi și să ne adreseze întrebări, să putem discuta deschis despre cum merge compania, ce planuri are, ce probleme poate are. E un mod mult mai direct de interacțiune. Practic o interconectare și o transparență, iată, foarte mare, exact. Dat fiind faptul că știți cum e, cel puțin în România, unii dau pir cu fugiții, nu? Când vine vorba de comunicare sau de întrebările care ar putea veni din cealaltă parte. Exact. În momentul în care te listezi, practic îți asumi faptul că trebuie să comunici constant. Noi suntem printre companiile care are cele mai multe rapoarte la bursă. Poate comunicăm prea mult, ni s-a spus, dar așa vedem noi lucrurile, așa o considerăm noi normal să există o transparență maximă față de investitori. Preconizați să realizați acest eveniment în fiecare an sau care este rolul, am înțeles, de interconectare între, iată, analiști, da, investitori, acționari? Cu siguranță vrem să devină o tradiție, vrem să facem acest eveniment anual. În fiecare an probabil va fi într-o proprietate diferită. Cu ocazia asta o mare parte din investitorii noștri vor putea vedea și pe dinăuntru clădirile pe care le facem. Este o oportunitate și pentru management să interacționeze cu investitorii, să vadă direct ce ni se cere și statusul, exact. Deci este o idee foarte bună, este o practică internațională și ni s-a părut absolut rezonabil să o internalizăm și noi. Dar care în România, într-adevăr, este o practică internațională? Să spunem că România nu este atât de larg răspândită printre companii și consider că este un lucru de bun augur, plus că, exact cum ați menționat, feedback-ul direct, nu sufletul comerțului, atâta timp când te afli într-o clădire One, cred că este pur și simplu de ajuns, ca să spun așa. Unde s-a ținut anul ăsta? Anul ăsta s-a ținut la etajul 17, în One Tower, unde este și sediul nostru, exact, o locație deosebită, cu dublă înălțime, la 70 de metri de sol, în care practic poți să vezi și orașul de sus. Și la înălțime, să spunem, biasurile sunt mai puține, să sperăm, pentru că aerul este mai rarefiat și mai proaspăt, într-o notă de umor, evident. Dragi telespectatori, acum aș dori să vă spun eu câteva lucruri despre brandul One United Properties, care este sinonim de 16 ani, dragi telespectatori, pe piața românească, cu definiția calității, a conceptului de design premium, idei de comunitate și principiilor de sustenabilitate. Care sunt targeturile setate de One pentru anul 2023, ce urmează să fie diseminate, știu, în cadrul AGA-ului ce va avea loc în luna aprilie? Bun, deja suntem într-o serie consecutivă de ani dificili pentru întreaga piață, zicem noi. Ani în care performanța noastră a fost, credem noi, una foarte, foarte bună și peste așteptări. Clar, iată, și în anul 2021 v-ați listat la bursă, exact, care încă era un an... Exact, iar anul trecut am reușit să facem o creștere de capital de peste 50 de milioane de euro într-o piață, recunosc, dificilă.
Pentru anul ăsta ne bugetăm o creștere a veniturilor undeva în jur de 20% și a profitului brut undeva peste 10%. Date fiind condițiile de piață, credem noi că aceste targeturi setate sunt realiste, dar sunt în același timp ambițioase. Practic o cifră de afaceri consolidată de peste 290 de milioane de euro. Da. Iată, dragi telespectatori, dacă vi se pare că nu se pot face lucruri în România, aud foarte des această sintagmă, este adevărat că nimeni nu spune că este ușor. Dar uitați-vă la achievement-urile, la realizările One United Properties și la dezvoltarea pe care și-a atribuit-o, iată, chiar în pandemie, 2021-2022, fiind într-adevăr, cum ați spus, 2 ani în care One a crescut foarte mult. Dacă vorbim în termen de profit consolidat, care este suma la care aspiră? Cred că undeva în jur de 120 de milioane de euro. Da, 126 de milioane de euro. O creștere și aici de vreo 12%, exact. Care înseamnă foarte, foarte mult, dragi telespectatori, având în vedere cifrele la care ne referim. Sunt milioane de euro pe o piață din România. Atenție, deci nu suntem în SUA, nu suntem în Anglia sau pe altă teritorie, suntem chiar în România. Mai degrabă în București. În București. Preponderent în București, exact. Să nu uităm, și eu tot vă readuc aminte, am făcut nenumărate emisiuni pe problema puzurilor din București, cred că vreo 6, dacă nu mă înșel, am tratat pe larg acest subiect. Și admir extrem de mult puterea voastră a dezvoltatorilor de a lupta pe lângă inflație, pe lângă variabile care nu sunt în controlul vostru direct și care intervin, iată, de la părții pe care nu le putem controla deloc direct, să mai diluiți și cu piedicile care vin din partea administrației, ca să spun așa. Cu siguranță e foarte, foarte dificil să ai un climat administrativ care nu favorizează dezvoltarea imobiliară în București. Probabil și cu siguranță că este nevoie să există o disciplină și o reglementare, dar lucrurile ar trebui să se întâmple în paralel, în sensul în care ar trebui să se deblocheze practic urbanismul în paralel cu reglementarea lui și îndreptarea lui. Total investiții și costurile de CAPEX, vreo 236 de milioane, care mi se pare și acesta un punct de luat în seamă. Întrebarea mea ar fi, chiar vis-a-vis de București, că am văzut că strategia în overall se focusează pe București. De ce București? Hai să veni și cu punctele bune, așa, ca să spun. Exact. În primul rând, pentru că Bucureștiul este, împreună cu zona metropolitană, reprezintă aproximativ o treime din PIB-ul României, peste 100 de miliarde de euro. Bucureștiul este mai mare decât Bulgaria. Bucureștiul este mai mare decât jumătatea Ungariei. În sine este o țară, deci are suficientă adâncime încât să justifice focusul nostru aici. Doi, în general, fondul locativ este îmbătrânit. Lucrul ăsta devine și mai acut odată cu intrarea în actualitatea cutremurilor din Turcia. În realitate, clădirile îmbătrânesc. Clădirile sunt făcute, în general, să reziste, să mă rog, au o viață de aproximativ 100 de ani. Deci cu fiecare an care trece, clădirea devine din ce în ce mai slabă. Dacă mai trecut și prin cutremure, cu atât mai slabă. Iar acest fond imobiliar necesită reînnoit. Exact. Acest fond imobiliar este obligatoriu, aș putea spune că e chiar de siguranță națională, să fie reînnoit. Și cred că vă referiți la București și datorită GDP-ului per capita, care este destul de mare în comparație chiar cu alte orașe europene de bază, iată Berlin, nu știu, Viena, dacă ne referim. Cel mai ambițios proiect urban de regenerare actual din centrul Bucureștiului, dragi telespectatori, se numește One Cotroceni Park.
cu aproximativ 90% dintre apartamente precontractate, a căror dată de finalizare este preconizată chiar pentru sfârșitul acestui an și care cuprinde peste 860 de apartamente distribuite în cadrul a 11 etaje. Iată, acest proiect primește certificarea de Green Homes, acordată de Romanian Green Building Council, un contract de finanțare încheiat cu Banca Transilvania în valoare de 20 de milioane de euro și chiar și un premiu internațional pentru design în cadrul Big CE Interior Design Award 2023 pentru birourile Superbet, ca să zicem și punctual. Ce rol ocupă acest proiect în strategia actuală One? Evident, proiectul Banco Otroceani Park este cel mai mare proiect pe care l-am făcut noi. Are aproape 300.000 de metri pătrați construiți. Wow. Are o valoare de piață de aproximativ 400 de milioane de euro. Este a doua oară când dezvoltăm conceptul de dezvoltare mixtă, în sensul în care avem birouri, avem spații comerciale, avem și apartamente în același complex. Deci tot ceea ce avem nevoie, practic. Practic, da. Ca să ducem o viață la un standard cât mai calitativ, adică să nu facem o oră până acasă, ca să spunem așa, pe drum. Da, targetul nostru este practic să aducem oamenii împreună, să scurtăm timpul pe care îl petrec în trafic și, evident, să le îmbunătățim calitatea vieții. Care este diferențiatorul, să spunem, cel mai puternic al acestui concept? Lui Ioan Cotroceni. E mult de vorbit aici. Ce este interesant este că marea majoritatea dezvoltatorilor sunt specializați. De obicei, cei care fac birouri fac doar birouri, cei care fac spații comerciale fac doar spații comerciale și implicit cei care fac apartamente fac doar rezidențial. Noi am observat această oportunitate care în același timp are și o latură de regenerare urbană, pentru că, în general, suprafețe din acestea mari corespundeau în trecut unor fabrici, care, evident, nu-și mai găsesc locul în centrul orașului astăzi. Și aceste suprafețe mari din oraș, din apropiere de centrul orașului, permit această dezvoltare mixtă și cresc, în realitate, valoarea întregii zone. Să vorbim un pic așa că și de latura financiară. Care este magnitudinea financiară sau impactul vizat cu acest proiect? Dar să ne referim așa la toate laturile, chiar și indirect, nu știu, prin brand awareness și așa mai departe. Ce cifre așa în mare, aproximativ, dacă puteți să ne spuneți, vizează? Da, deci practic valoarea de piață a acestui proiect, odată finalizat, este în jur de 400 de milioane de euro. Wow. Și probabil și ca și, nu știu, goodwill, în sensul că odată ce intrați pe prima oară cu acest concept de care ați spus, fiecare se ocupă de ceva, dar dumneavoastră ați unit toate aceste concepte într-unul singur care, iată, devine o noutate, să spunem, pe piață, probabil acest lucru vă va aduce și multe... Da, este un proces, vă dați seama, un proces de acumulare de experiență, de expertiză pe care o generăm în echipa care gestionează astfel de proiecte și credem noi, practic noi credem că ăsta este viitorul, proiectele mixte. Cu siguranță sunt de aceeași părere. Cum ați spus pe la începutul emisiunii noastre, de la început, de la momentul listării la Bursa de Valori din București, anul 2021, o sumă de peste 105 milioane de euro a fost atrasă de la investitori în două runde de finanțare, iar valoarea tranzacțiilor din ultimele 20 de luni depășește, dragi telespectatori, 1 miliard de lei. Dar ascensiunea One United Properties nu se oprește la nivel național, în această lună având loc listarea la Bursa de Valori din Viena în indicele ROTX. Ce presupune includerea în acest indice pentru One în termen de lichiditate și altele? În general, includerea în acest gen de indici creează potențialul de investiții suplimentare în acțiunea One de la fonduri care targetează indici, în general. Noi credem că va avea un impact semnificativ asupra lichidității și asupra numărului de fonduri care vor cumpăra acțiunea noastră.
Dar dacă ne referim, acum având expertiza și experiența noastră, la piața de capital din România, nu știu, în termen de vizibilitate, dezvoltare, cum credeți că va ajuta acest lucru? Trebuie să ținem cont de faptul că piața de capital din România încă nu este suficient dezvoltată. Ea are nevoie de jucători, câțiva jucători mari, pentru a-i crește volumul și a-i crește atractivitatea. Chiar și așa, cred eu că performanța acțiunii noastre față de acțiuni comparabile din Europa este una semnificativ mai bună. În următorii 2 ani, iată, în pură cădere 2025, One preconizează recepția One Gallery, ultima componentă a proiectului One Floreasca City, unde anterior a funcționat renumita uzină Ford. Știu că One a realizat investiții masive în cadrul lucrărilor de consolidare și modernizare aferentă acestui proiect, valoarea dezvoltării fiind de peste 90 de milioane de euro. Care sunt cele mai mari provocări din cadrul acestei dezvoltări, domnule Diaconescu? În primul rând, One Gallery este pe departe cel mai scump proiect pe care l-am făcut noi vreodată. Probabil că costul se ridică la, nu știu, peste 3 ori orice altă dezvoltare am făcut-o până acum. În fapt, procesul de consolidare și reconstrucția halei Ford este unul extrem de complicat. Clădirea a fost proiectată și executată în anul 1935 după standarde care nu sunt conforme astăzi din punct de vedere seismic. Clădirea a fost afectată de expunerea la intemperii. Practic tot betonul halei s-a măcinat, a permis apei să intre și să corodeze fierul. Și atunci, împreună cu Ministerul Culturii, specialiștii care s-au ocupat au decis că trebuie să consolidăm fațada, să consolidăm și să salvăm luminatorul, practic să demontăm întreaga hală, să săpăm 2 subsoluri, să refacem o structură care să aibă capacitatea portantă modernă pentru o astfel de clădire și să reatașăm fațadele pe structura nouă, fațadele existente nemai asigurând portanța clădirii, fiind practic doar de decor și fiind acolo care să ne amintească de moștenirea acestei clădiri. Ați început așa să dezvoltați tehnicile acestea speciale, ce presupun lucrările de restaurare în cadrul acestui proiect. Dacă puteți să ne mai spuneți așa un insight care este pentru noi, cred eu, picant, deoarece nu ne imaginăm cum putem să detașăm o fațadă, să o reatașăm și așa mai departe. Este incredibil de scump, practic. Greu nu tocmai este neapărat. Deci detaliez. Această fațadă se sprijină În laterale, se subzidește, practic îi se consolidează baza astfel încât ea să nu colapseze. Fiecare stâlp, aproape cu lingurița, se consolidează cu beton și armătură nouă, după aceea se învelește într-o folie de carbon, fiecare stâlp în parte. Cărămizile luate din fațadă, fiecare cărămidă se scoate în măsura în care se poate, evident, întreagă, se curăță, se stochează și se refolosește pentru placarea fațadei odată finalizat proiectul. Luminatorul se scoate bucată cu bucată, fierul se recondiționează și se pun geamuri noi. E un proces extrem de Pe lângă faptul că este foarte costisitor, după cum ați menționat, aceste proceduri și cred că este mai mult decât evident acest aspect pe care l-ați menționat și noastră, se pare că este și un proces foarte laborios, adică minuțios, care necesită și mult timp, nu știu, migală, atenția la migală și probabil și forța de muncă să fie mai specializată decât construiește într-un stil clasic. Partea bună este că noi am hotărât acum 2 ani să mergem în direcția reabilitării de clădiri istorice. E o nișă nouă, să spunem. E o nișă nouă, exact. Am cumpărat și în centru 3 clădiri.
Una are deja autorizația de construire și a început șantierul. Pentru celelalte două încă lucrăm la partea de documentație de autorizație. Practic am specializat oameni care să se ocupe de genul ăsta de proiecte. Sunt într-adevăr mult mai scump, durează mult mai mult să le faci. Dar și rezultatul? Rezultatul este unul bun, rezonabil, nu se compară cu practic un proiect luat de la zero, dar este în liniile noastre de profitabilitate. Dar mai important este faptul că redăm orașului prin aceste investiții anumite patrimoniu clădiri. Patrimoniu cultural. Exact. Anumite clădiri care reprezintă patrimoniu cultural și care altfel probabil că s-ar fi degradat și poate n-ar mai fi putut să fie salvat la un moment dat. Până la urmă ar fi suferit cu toții, pentru că este orașul în care exact. Cel puțin locuim și ne dorim să vină mai mulți investitori sau să avem parte de un trai de viață mai ridicat, dar dacă nu facem mici și nu începem, dragi telespectatori, clar nu se va întâmpla. Aș mai vrea să subliniez încă o dată că știți, eu nu invit pe nimeni pe care nu îl apreciez și ca să vă dau un exemplu pozitiv. Iată, tot pe criză ați descoperit această nișă, practic această oportunitate pe care ați intrat de restaurare a clădirilor istorice și pe care mi se pare o strategie foarte, foarte bună în domeniul de real estate. Ideea de comunitate și sprijin reciproc se manifestă puternic în acțiunile One United Properties. De ce spun asta? Pentru că recent compania One a donat un spațiu din One Cotroceni Park către școala generală Duca, care momentan funcționează într-o clădire cu risc seismic crescut. Pe lângă acest lucru, One va dona și suma de 350.000 de euro pentru transformarea acestui spațiu într-un loc adecvat studiului. Felicitări, în primul rând, pentru acțiune și partea sa nobilă. Ce alte planuri, nu știu, are One în termen de ajutor social și care sunt axele principale pe care se focusează în acest sens? Am văzut latura de educație. Bun, aș vrea să rămânem un pic pe subiectul ăsta al educației. Noi vedem, practic, o relație naturală între un dezvoltator și o primărie de întrajutorare. Adică, în cazul acesta, primăria sectorului 5 a venit la noi și ne-a spus: oameni buni, avem o problemă în contextul cu tremurilor din Turcia, avem o școală cu renume, cu prestigiu, care trebuie să se mute pentru că are un risc seismic ridicat pentru o perioadă de timp, astfel încât noi să o putem consolida și într-un perimetru de, am vrut să știu, 500 de metri, cât prevede legea, nu există nicio altă clădire în care noi să putem muta această școală. V-ar interesa să donați, practic, un spațiu pentru o perioadă de timp și să-l amenajați special pentru această școală? Vă dați seama că și pentru noi este un challenge, pentru că să acomodezi o școală într-un imobil de birouri nu este uzual, să zicem așa, dar ne-am asumat acest challenge și cu siguranță va fi mai bine decât dacă stau bieții oameni, da, copii, cu da. Grija prăbușirii. Același lucru ne-am asumat față de primăria sectorului 2, să construim două școli în două proiecte de ale noastre. De asta vă spun, asta mi se pare normalitatea în care un dezvoltator fie face lucrări de infrastructură, fie construiește școli, fie amenajează parcuri. E normal să dai înapoi comunității în care activezi. Astră sunteți foarte modestă, telespectatorii noștri știu că eu sunt foarte obiectivă și normal că nu pot să nu spun că atâta timp cât administrațiile, să spunem, nu fac acest lucru, deși noi ne plătim taxe și impozite pentru a beneficia, iată, de servicii precum educație și altele, consider un fapt foarte nobil și un gest, o acțiune de admirat, privind faptul că noastră sunteți un dezvoltator privat, căruia nu îi plătim taxe, impozite, deci nu are nicio obligație, teoretic, dar totuși v-ați gândit la noi. Repede, în 30 de secunde, aș dori să ne spuneți faptul, dacă ne referim la clădirele înalte, pe care cu toții le admirăm, ce înseamnă și cum se construiește o clădire de mari dimensiuni în termen de siguranță, stabilitate? Pentru că aș vrea să ne detașăm cumva de ceea ce s-a întâmplat în Turcia, pentru că eu știu cum construiește One și aș dori și ca cei de acasă să afle acest lucru.
Se poate spune că, cel puțin în România, dar și în alte țări, clădirile înalte sunt mai sigure decât clădirile mai mici. Au standarde de construcție mult mai ridicate decât clădirile normale. Au fundații, acum construim, de exemplu, trei blocuri de 20 de etaje în sectorul 2, care au aproximativ 75 de metri înălțime. Wow. Și sub ele se bagă piloni în pământ de aproximativ o treime din înălțimea clădirii. Deci, practic, clădirile sunt ancorate în pământ, lucru care, evident, nu se întâmplă cu clădirile mai mici, de 4-5 etaje. Coeficientul seismic la care se proiectează este mult peste coeficientul seismic al clădirilor până în 10 etaje. Deci, în mod normal, într-o clădire înaltă, ești mult, mult mai sigur decât aproape în orice alt tip de clădire, în București, cel puțin. Deci, totuși, este mai bine printre nori, ca să spun așa, decât la un nivel pe pământ, să spunem. Domnule Diaconescu, vă mulțumesc tare mult pentru că ați fost alături de noi. Apreciez sincer că ați acceptat invitația mea și informațiile la cald prețioase pe care ne le-ați furnizat. Noi luăm o scurtă pauză și ne revedem imediat. Venit la săptămâna financiară. Edițiile anterioare vă spuneam cât este de important să învățăm, să developăm un understanding global prin care să interpretăm și prin care să ne însușim anumite concepte, astfel încât să conturăm o strategie cât mai clară și, poate cel mai important, o strategie viabilă care să ne conducă către rezultatele pe care ni le dorim. A învăța cum să înveți nu este un proces ușor, necesită timp, resurse și mai ales voință. Dar de la cine învățăm? Unii consideră că dacă nu au în proximitatea lor un model demn de urmat, acest proces este pierdut încă dinainte de a începe. Dar modelele nu sunt constituite întotdeauna din figuri cunoscute și pot fi și oameni pe care pur și simplu îi admirăm, care au expertiza, experiența necesară și mai ales care au demonstrat prin rezultatele lor că au luat deciziile și acțiunile potrivite. În acest scop l-am invitat în această seară pe domnul Dinu Bumbăcea, Country Managing Partner PwC România, adică PricewaterhouseCoopers România, care îi spun bună seara și bine ați venit în cadrul emisiunii. Bună seara! Mulțumesc de invitație! Ați acceptat invitația mea. Domnul Dinu Bumbăcea, dragi telespectatori, are peste 28 de ani de experiență în servicii profesionale, din care 21 ca și partner în Big Four. Iar în prezent, acesta coordonează din poziția de lider al PwC România peste 800 de profesioniști în cadrul a trei linii de servicii: audit, consultanță fiscală și juridică, consultanță pentru management și tranzacții. Săptămâna aceasta a avut loc lansarea raportului anual PwC CEO Survey 2023, în cadrul unei conferințe în care a fost diseminat un raport ce cuprinde interviuri cu nume sonore din rândul liderilor din România. Omer Tetic, CEO Banca Transilvania, Andreea Pipernea, CEO NN Pensii, Cătălin Radu, General Manager Bristol, Mihaela Bățu, CEO ING Bank, Julian Munch, CEO Carrefour, Sergiu Mania, CEO BCR, François Bloch, CEO BRD Grup Societe General și Călin Costinaș, Deputy CEO Profi, care au oferit, iată, insight-uri valoroase din mintea unui CEO. Care este scopul acestui survey? De ce este atât de important să știm gândurile și percepțiile liderilor dacă ne raportăm la impactul pe care aceste două concepte le au asupra viitorului, domnule Bumbăcea? În primul rând, surveiul este derulat la nivel global și cred că această dimensiune globală a surveiului atrage anumite perspective care, până la urmă, se pot translata și în geografiile și în alte geografii. În al doilea rând, este extrem de cuprinzător și de larg la surveiul acesta, care este a 26-a ediție. Au participat peste 4500 de respondenți la nivel global și peste 100 din România, ceea ce înseamnă că avem și o felie pentru România, pentru această specifică neaușă.
Importanța, cred că vine, cum spuneam, și din extindere sau acoperire, dar în egală măsură și din varietatea participanților, pentru că, de fapt, sunt mai multe industrii, fiecare dintre executive operează într-un mediu care poate fi destul sau pe alocuri extrem de îngust, dar, pe de altă parte, operează într-o economie sau un mediu de afaceri care depășește cu mult industria lor sau chiar granițele țării. În al treilea rând, importanța surveiului vine și din faptul că abordează niște teme care se uită un pic și în viitor, iar partea din întrebări erau adresate sau se refereau la ceea ce se numea cursa pentru viitor, cum reușim să anticipăm și să rezolvăm provocările care, despre care credem că vor fi în viitor. Să ne pregătim din timp, cum să ne pregătim din timp. Se uită un pic și în prezent, pentru că, până la urmă, viitorul e construit pe baza prezentului. Pe baza prezentului. Și nu în ultimul rând, se uită și la, au fost întrebări care se uitau la echilibru dintre deciziile care afectează, deciziile operaționale care adresează provocările zilei de astăzi și modul în care liderii de afaceri reușesc să-și reinventeze business-ul pentru a face parte provocărilor de mâine. Deci cum să ne adaptăm? Cum să ne adaptăm, exact. Care sunt atributele, atât din punct de vedere general, cât și, iată, specific, ați menționat că avem și bucata de plăcintă românească, care definesc în 2023 viziunea unui CEO pentru România? Da. Față de anii precedenți, 21 și 22, studiile precedente, nivelul de optimism a scăzut semnificativ. Acum, o bună parte dintre executivii care au răspuns în România, aproape 60% dintre ei, sau chiar peste 60% dintre ei, se așteaptă la o încetinire a creșterii economice din perioada imediat următoare. Și aceasta ar fi bazată pe mai multe dimensiuni, principala dimensiune fiind legată de inflație sau de mediul macroeconomic. Dar alături de inflație, conflictul geopolitic cauzat de invazia Rusiei în Ucraina, dar și volatilitatea economică în sens mai larg, sunt alte dimensiuni care afectează nivelul de încredere sau optimism în economia românească. Care sunt, să zicem, outside their control. Exact. Acum, triggerul a fost momentul invaziei Rusiei în Ucraina pentru scăderea optimismului și nu pandemia, cu care executivii, de fapt, se ajustaseră și nivelul lor de optimism. Mai ușor. Da, a fost mult mai ușor. Cu toate acestea, jumătate din respondenți sunt încrezători în creșterea veniturilor companiilor pe care le conduc. Deci ei spun, operăm într-un mediu care este incert. Dar reușim să ne descurcăm și reușim să creștem venituri și cred că, de fapt, creșterea de venituri nu este doar o creștere care se reflecte inflația în prețurile serviciilor sau produselor pe care le vând, ci chiar o creștere de volum în care asta. Poate să neutralizeze în anumite cazuri chiar această inflație. Da. Care este strategia pe care mizează, iată, liderii care au răspuns și care conduc cele mai reprezentative companii, să spunem? Sau cum ar putea să ne ajute, practic, aceste informații, chiar dacă nu facem parte din mediul de afaceri? Da, acum, aș spune că cred că ar trebui să ne uităm și concluziile lor, eu le-aș structura oarecum pe câteva dimensiuni. Într-o primă instanță, o bună parte dintre ei consideră că în absența unei schimbări sau unei transformări radicale a business-ului, este foarte posibil ca business-urile lor să nu mai fie viabile în 2030 sau în 10 ani de acum înainte. Iar acest lucru are legătură, pe de-o parte, cu profitabilitatea în scădere pentru fiecare din industriile care sunt, care operează în momentul de față, dar în egală măsură și o transformare a modelului de business, pentru că ceea ce mergea acum 10 ani nu mai merge astăzi, iar ceea ce merge astăzi nu va mai merge în egală măsură peste 10 ani. De aceea, majoritatea liderilor de afaceri deja au intuit nevoia de schimbare din surveiurile precedente. Provocarea acum este că această schimbare trebuie derulată în paralel cu adresarea provocărilor sau obstacolelor de astăzi, pentru că nu pot fi rezolvate, adică nu putem amâna transformarea până în momentul în care toate aceste obstacole sunt eliminate.
Iar echilibrul acesta dintre activitatea zi cu zi și gândirea strategică nu poate fi rezolvat dacă organizațiile nu câștigă războiul pentru talente. Și de fapt asta mă duce în a doua dimensiune a concluziilor, care se referă la talente. Dintr-o anumită perspectivă, o bună parte din executiv nu văd o nevoie de a reduce forța de muncă, cum s-a întâmplat la crizele precedente, ci mai degrabă de a optimiza cheltuielile operaționale. Și nu în ultimul rând, cred că este nevoie și de o transformare a liderilor în măsura în care ei pot să delege din ce în ce mai mult din activitățile operaționale sau curente, în așa fel încât împreună cu echipa executivă să se concentreze asupra strategiei și viitorului. Deci iată practic o schimbare de paradigmă. Dacă facem o comparație așa versus criza din 2008-2009, unde existau mai multe concedieri sau aspecte related, iată acum se vede o concentrare asupra forței de muncă, privită ca un tool de succes, să spunem. Da. Și cu această ocazie, dragi telespectatori, bine, deși majoritatea cunoașteți munca mea de pe LinkedIn și sigur știți, dar o să vă spun și că nu l-am invitat întâmplător pe domnul Bumbăcea în afara de rezultatele sale excepționale și faptul că acesta conduce PwC, ci și pentru că eu am fost angajat în PwC timp de 4 ani, unde mi-am început cariera exact la terminarea facultății, de fapt înainte, unde am câștigat acel program derulat de PwC, Jumpstart to Trusted Business Advisors. Și așa am ajuns în cadrul biroului din Timișoara, unde am început. Și vreau să vă spun că sunt mândră de acele timpuri și vreau să mulțumesc, iată, PwC pentru tot ceea ce am învățat acolo și să vă spun încă o dată că pentru domeniul financiar, o carieră pe care o începeți în Big Four nu se compară cu absolut nicio altă poziție, nicio altă companie. Chiar dacă este chiar și corporate foarte mare, adică nu se compară cu ceea ce poți să înveți. Așa că vă încurajez, dragi telespectatori, și mai ales pe cei tineri care ne urmăresc și mă urmăresc, să meargă să-și înceapă cariera într-o asemenea companie, pentru că merită, ca și rezultatele de ce vor urma după, ca să spun așa. Da, într-adevăr, cred că este o rampă de lansare extrem de bună și o școală cu un program extrem de intens de acumulări profesionale și personale. Și, până la urmă, creează și o comunitate, pentru că, de fapt, alături de, exact, de cunoștințele profesionale, sunt o groază de relații care se dezvoltă într-un ritm amețitor și care dăinuie. Și iată, care se văd acum, da, un pic mai târziu, dar și pe partea academică, la care eu știți că țin foarte mult. Iată, PwC am absolvit aproape și ACA, care este Școala Internațională de Auditori și Contabili, și contează foarte mult și acest aspect, care este ok, contează foarte mult și educația românească, dar și cea internațională, da, te validează extrem de mult. Am vorbit mai devreme, exact cum spuneați, de volatilitatea macroeconomică în creștere, riscurile geopolitice, care sunt practic noile situații neprevăzute pentru care se pregătesc acum companiile din România. Dar care ar fi, să spunem, în afară de acestea două deja pe care le cunoaștem, care ar fi alte, nu știu, situații neprevăzute pentru care se pregătesc liderii noștri, să spunem, mai specific sau chiar și global, dacă există ceva specific? Cred că o preocupare majoră este schimbarea modelului de business care să adreseze schimbarea preferinței consumatorilor în general. Da? Pentru că, de fapt, viteza cu care viteza schimbării din ultima perioadă este amețitoare și în măsura în care liderii companiilor nu reușesc să facă, să țină pasul cu această schimbare, nu vor mai opera în forma sau structura în care operează astăzi într-un viitor nu foarte îndepărtat. Deci, practic, cine nu ține pasul, moare. Au fost exemple, și adică n-aș vrea să dăm nume, dar au fost exemple de companii care, mai ales în domeniul tehnologiei, care nu au reușit să înțeleagă importanța schimbării sau evoluției din punct de vedere tehnologic și care, adică sunt branduri extrem de cunoscute din anii 90, care în momentul de față sunt o umbră a ceea ce au fost.
schimbarea dramatică de la un an la altul, dacă vorbim de percepția CEO-ului, exact cum ați menționat, adică acel optimism de anul trecut a fost înlocuit de un pesimism. Anul acesta putem să spunem așa, dacă tragem linie la survey. Probabil că, în concluzie, n-aș spune pesimism, dar pentru că, până la urmă, nu se vorbește de o scădere economică, se vorbește de o încetinire a creșterii economice. Și, de fapt, sunt mai multe direcții în care, chiar la nivel global, nu se vorbește de o recesiune globală, ci mai degrabă de o încetinire a ritmului de creștere. La nivel global, EU a schimbat prognoza de recesiune în spațiul EU în decembrie 2022 într-o încetinire a creșterii economice. Deși sunt anumite țări care sunt tehnic în recesiune, sunt multe altele care cresc în continuare. Deci, un optimism un pic mai rezervat. Cum pot liderii să câștige cursa de azi în timp ce aleargă pentru cea de mâine? Asta este un echilibru extrem de dificil de atins, dar adică înconjurându-se de oameni motivați, de talente, de oameni ambițioși, reușind să găsească resursele în rândul angajaților, dar în egală măsură aducând forțe proaspete și oameni care să vină cu o privire din exterior, și având schimbarea sau transformarea foarte sus pe agenda lor de zi cu zi. Pentru că, de fapt, dacă este la categoria și altele, acest lucru nu se va întâmpla. Am început să vorbim despre piața muncii din România și acest război pentru talente, care este, iată, amplu marcat de deficitul de forță de muncă și de competențe, trebuie să fim cinstiți să recunoaștem aceste lucruri, care sunt considerate, practic, principala provocare pe termen lung. Dar cum abordăm și tratăm acest aspect ca și lideri, iată, în momentul actual? Cred că mediul de afaceri ar trebui să se implice mult mai mult în procesul educațional, în ansamblu. Și nu vorbesc aici doar de pregătirea vocațională a tinerilor pentru a face față cerințelor de astăzi pentru anumite meserii, dar în general, pentru că altfel, din ce în ce mai puțin, pregătirea școlară este suficientă pentru nevoile angajatorilor de la bun început. Și atunci, ăsta este și unul din motivele pentru care șomajul în rândul tinerilor este mai mare decât în rândul populației adulte, pentru că, de fapt, ei ies din școală cu o pregătire care este din ce în ce mai puțin necesară sau solicitată de către angajatori. Așa cum am menționat, piața forței de muncă reprezintă întotdeauna un challenge, după părerea mea, semnificativ și pentru întreg ecosistemul de business, fie că ne referim la mediul de afaceri, angajatori, angajați, instituții de învățământ, că tocmai le-ați menționat. Conform unui studiu, PwC și UNICEF, că știu că a realizat un studiu, 60% dintre tinerii cu vârste cuprinse între 15 și 24 de ani, atenție, la nivel global, deci nu numai în România, nu vor avea competențele necesare pentru piața muncii din anul 2030. Dar nici actual, așa cum ați menționat, situația nu este mai bună, pentru că rata șomajului în rândul tinerilor este mult mai mare decât cea înregistrată în segmentul populației generale, fie că ne referim la România, fie că ne referim la alte țări, iată, fiind un trend general până la urmă. Schimbările acestea foarte rapide din economie din ultima perioadă, digitalizarea accelerată, necesită competențe noi și o adaptare continuă a programelor de învățare, exact cum a spus această cooperare. Dar există un decalaj clar între aceste competențe obținute în sistemele actuale de educație și așteptările angajatorilor. Cum putem reduce acest decalaj? Sau ce măsuri sunt necesare? Da. Ca să dăm o dimensiune numerică acestor procente pe care le-ați menționat un pic mai devreme, aș menționa că cei 60% dintre tinerii între 15 și 24 de ani reprezintă la nivel global cam 860 de milioane de oameni. Deci foarte mulți. Foarte, foarte da? Mulți. Și suplimentar aș adăuga faptul că Organizația Mondială a Muncii a publicat recent niște statistici conform cărora numărul tinerilor din întreaga lume care nu au un loc de muncă sau nu urmează o formă de învățământ sau pregătire profesională sau formare profesională este la un nivel record față de
2005. Deci, practic, a crescut constant și este la cel mai mare nivel din 2005 în sus. Deci, iată, deși economia globală s-a dezvoltat, să spunem, societatea s-a dezvoltat, noi suntem mai în urmă decât anul 2005, da, dacă vorbim de tineri și educație. Da, da. Acum, paradoxul este că șomajul în rândul tinerilor care poate au, știu, ambiții, putere de muncă și așa mai departe, la nivel global este cam de 3 ori mai mare față de șomajul în rândul populației adulte. Ceea ce înseamnă că dacă ne uităm la statistica pe România și vorbim de un șomaj de 5%, ei bine, șomajul în rândul tinerilor este de aproape un sfert din populația respectivă. Deci, procent de îngrijorător, având în vedere că tinerii sunt viitorul. Da. Având în vedere că sunteți liderul PwC România. Iată o organizație, dragi telespectatori, care are peste 800 de angajați. Care ar fi, nu știu, 2-3 exemple de măsuri concrete? Știu că PwC se și implică în programe de, da, de educație și internship. Povestiți-ne un pic despre acest, da, aspect. Da, deci, eu spune că angajatorii, în general, adică faptul că un angajator spune că nu găsește, nu poate recruta angajați, asta nu înseamnă că nu există o populație de oameni care ar, care ar intra potențial, cel puțin pe baza unor criterii generale, în publicul țintă pentru un astfel de angajator. Problema pe care angajatorii o au este că ei nu găsesc candidați cu competențele de care au nevoie. Și atunci o parte din problema ar putea, din soluția ar putea să fie în măsura în care mediul de afaceri se implică alături de autorități în implementarea unei strategii de educare a populației din România. Unei strategii comune, practic, da, în care să existe colaborare, da, foarte strânsă, da, de ambele părți. Dar aici sunt extrem de multe elemente, pentru că adică problema nu este neapărat atât strategia, cât este, până la urmă, și implementarea. Strategia este implementată de actorii din procesul respectiv, sunt profesorii care trebuie să fie, adică este o schimbare de generații și în rândul profesorilor, este o învățare continuă și pentru profesori, și pentru cei și pentru guvernanți care gestionează toată partea asta de strategie a procesului a educației în România. Începând cu luna octombrie anului trecut, PwC a organizat o serie de 5 evenimente dedicate, să spunem, puterii programului PNRR, ce s-a bucurat de un line-up excepțional cu reprezentanți din cadrul guvernului și din mediul de afaceri. Ce trebuie să reținem din acest program, calitate de antreprenor, CEO, organizație, dar și ca societate, stat? Da, într-adevăr, am avut 5 serii de evenimente pe subiectul respectiv și aș sumariza un pic întâi concluziile pe care le-am avut noi din cele 5 evenimente. În primul rând, amploarea PNRR este fără precedent. Deci este un program național care, prin condiționalitățile impuse între fonduri și reforme, creează, dacă vreți, caracterul unic al acestui plan. Este un plan extrem de ambițios, care are niște termene extrem de strânse, atât pentru definirea și implementarea, mă rog, definirea și toată partea legislativă legată de reforme. Reforme și acest concept de monitorizare, practic, da, care este poate mai nou în România. Dar și cu o monitorizare extrem de atentă și, nu în ultimul rând, faptul că există o durată limitată pentru implementarea proiectelor. Deci nu se finanțează proiecte care nu au potențialul de a fi implementate în calendarul PNRR. Acele jaloane, dragi telespectatori. Da. Ceea ce înseamnă, până la urmă, că proiectele care vor fi finanțate trebuie să fie proiecte relativ mature. Pentru că dacă e un proiect care are nevoie de o perioadă de concept, de proiectare, de șlefuire și ar ieși din durata PNRR-ului. Deci, condiționalitatea între investiții, între finanțări și reforme, mix între împrumuturi și granturi, monitorizare extrem de strictă, fac din PNRR un adevărat proiect de țară, da? care depășește pentru ambele sectoare, atât public cât și cel privat. Iar pentru deși există și finanțări ale sectorului privat, cred că principalul beneficiu pentru mediul de afaceri din PNRR stă în faptul că
se va crea se vor crea premisele pentru o creștere economică sănătoasă și sustenabilă în România, ceea ce până la urmă va fi spre beneficiu tuturor celor din mediul de afaceri. Sustenabilitatea cred că este cuvântul cheie să ieșim și din criză și să ne dezvoltăm. Vă mulțumim enorm de mult, domnule Dinu Bumbăcea, pentru că ați participat în cadrul emisiunii noastre și ne-ați oferit informații atât de prețioase la cald. Noi ne revedem ca în fiecare vineri seară la ora 19 la Săptămâna Financiară. Pe curând!